Dragă Nelule, uite, Ion Iovan, să-ți spun acum pe numele oficial, am fost teribil de emoționată când am văzut. Tu ai fost, de fapt, primul dintre prietenii mei apropiați care m-ai felicitat în felul ăsta de ziua mea și de sărbători. Îți mulțumesc din suflet și doresc să ne vedem cât mai curând și îți urez mult, mult, mult succes în continuare. Te îmbrățișez. Măi, am avut o surpriză teribilă, Gelu Vlaștin, pentru că eu sunt aici în Berlin și habar n-aveam de câte ți s-au mai întâmplat și în ultima vreme, știi? Aflând de felicitările pe care mi le-ai transmis, trebuie să-ți spun că am aflat totodată că ai un copil, ceea ce este un eveniment teribil, adică infinit mai mare decât apariția unei cărți. Îți urez din tot sufletul să-ți meargă din plin în toate cele, te sărut. Am citit mesajul tău și a fost pentru mine o surpriză extraordinară, dragă Adrian, pentru că am retrăit acele clipe frumoase pe care le-am petrecut când am fost în Piatra Neamț și pentru mine e o bucurie imensă că nu m-ai uitat, pentru că fiind de multă vreme aici în Berlinul ăsta, care acum e mai mohorât ca oricând, vreau să spun că un semn din țară și mai ales de la oamenii pe care îi prețuiesc și ca scriitor și ca prieten, este pentru mine un adevărat balsam. Îți mulțumesc din suflet. Dragii mei, mă adresez acum tuturor celor care m-au felicitat de ziua mea și de sărbători. Trebuie să vă spun că nu m-am așteptat deloc să am atâția oameni care se gândesc la mine cu drag. În singurătatea mea de aici, de unde mă aflu, lucrul ăsta este extrem de încurajator. Îmi dă sănătate și viață. Vă mulțumesc la toți!